ABCD este trapez dreptunghi cu AB paralel cu CD, măsura unghiului A de 90 și BD perpendicular pe BC. Să marcăm că diagonala este perpendiculară pe latura neparalelă. AD este de 5 cm, iar DB este bisectoarea unghiului ADC. Să marcăm pe figură acest lucru. Cum unghiul D este de 90 de grade și DB este bisectoare, înseamnă că fiecare dintre unghiurile formate vor fi de 45 de grade. Să le notăm D1 și D2. Deci scriem acest lucru. DB este bisectoare, înseamnă că unghiul D1 este congruent cu unghiul D2 și fiecare dintre ele au măsura de 45 de grade. Știm că dreapta AB este paralelă cu dreapta DC pentru că sunt baze ale trapezului și dacă le privim tăiate de secanta DB, formează unghiuri alterne interne congruente. Unghiul B1 va fi congruent cu unghiul notat anterior D1, pentru că sunt alterne interne. Cum măsura unghiului D1 era de 45 de grade, rezultă că și măsura unghiului B1 este de 45 de grade, D2 este de 45 de grade. Asta ne spune că triunghiul ADB va fi un triunghi dreptunghic isoscel. Și dacă triunghiul este isoscel, înseamnă că și lungimea laturii AB va fi tot 5 cm. Notăm, scriem pe ea 5 cm. Vom duce înălțimea din D, să o construim, înălțimea din D, nu din D, din B, că din D AB este dusă înălțime, construim înălțimea din B, să punem piciorul înălțimii, să-l notăm cu M, pentru că nu avem M. Și observăm că patrulaterul ABMD este un pătrat, pentru că AB paralel cu DM, toate unghiurile sunt drepte. Unghiul M este drept, ca așa am construit. AU era drept, DU era drept, deci rezultă că și BU, citit cu trei litere ABM, este drept. Deci este, de fapt, un dreptunghi cu două laturi consecutive congruente, deci este pătrat. Și atunci va rezulta că și BM este de 5 cm și DM este de 5 cm. Să scriem pe ele 5 și 5. Cum? Măsura DM egal cu MB egal cu 5 înseamnă că triunghiul DMB este un triunghi isoscel, deci unghiul este de 45 de grade, unghiul B2, să-i spunem, este de 45 de grade, deci va rezulta că și unghiul B3 este tot de 45 de grade, cum unghiul DBC era de 90, unghiul D1 de 45 și CU este tot de 45. Deci vom avea că triunghiul DMC este un triunghi dreptunghic isoscel și dacă este triunghi dreptunghic isoscel, înseamnă că DM este egal cu MC. Cum DM era 5, înseamnă că și MC este tot 5. Și atunci să vedem ce am aflat. Am aflat că lungimea bazei mari este 5 plus 5, 10 cm. Lungimea bazei mici o aflasem 5 cm. Lungimea liniei mijlocii este semisuma bazelor, baza mare plus baza mică pe 2, deci 10 plus 5 pe 2, 15 pe 2, 7,5 cm. Și aria trapezului o aflăm ținând cont de formula de calcul a ariei, baza mare plus baza mică ori înălțimea pe 2, avem tot ce ne trebuie, deci aria este egală. Baza mare plus baza mică ori înălțimea pe 2. Baza mare este 15, 10, 10, scuze, să corectăm, să nu lăsăm greșit, 10. Baza mică este 5, înălțimea BM este 5 pe 2. Și atunci avem 15 ori 5, 75 pe 2. Facem și împărțirea 37,5 cm pătrați.